No. Ok. Deci o să ne referim la înregistrarea aceea cu este vorba de rapsodul Balint Ileș din satul Ciucan, lângă Bacău, lângă Cleja. E un sătuc mic lângă șosea, în pădure. Deci, partea B a acelei horei, deci Gergele, începe de aici. Oh, scuze. Hai să vedem, deci am descompus un pic ornamentele și atunci rămâne atât. Pentru început să facem variația asta, după aia mai băgăm două, trei ornamente. Asta. Și atunci să vedem. Ai Deci. putea eventual să pui acolo în YouTube, dacă deschizi în YouTube, eventual să pui la 75% din viteză. A, la viteză? Da, dacă dai pe YouTube unde scrie YouTube, nu full screen, să ți-l deschizi. Aha. Nu am. Acolo la settings, acolo jos la rotiță, da. La rotiță. Igen, și pui Aha. acolo și pui un pic mai lent. Mi se pare că e prea rapid, cel puțin mie. Așa. Și se poate așa. No, bine, am învățat și eu ceva. Ok. Să vedem. Și acum vine. Pentru avansați, o să avem o variație interesantă. Deci, pentru avansați, să vedem. O varianță mai de începători. Hai să vedem câteva elemente. Deci aici avem elementul stilului de cimpoi cu tlă-dlă, deci cu limba. Și aici vine. Puteți să exersați și fără melodie, doar mișcarea asta. Deci cimpoiul. Și cu limba. După aceea urmează un alt element, un legato. Asta ar fi destul de ușor, deci hai să zicem că s-ar merge. Deci, combinat. Așa arată. Pornim de aici. După aceea elementul de cimpoi.
face legatul. Și asta, toate legate arată cam așa. Încă o dată, 3 și 3 și și continuăm. Thank you.